Ia uitați, prieteni. Căpșuni. În ianuarie. În februarie, măi, că suntem de întâi. Mami, ia și-ți mie unică. Prieteni, să urmăriți acest vlog până la final, pentru că contează foarte, foarte, foarte mult părerea dumneavoastră. Bună ziua, prieteni! Albina? Da. Poftă bună! Mulțumesc! Mai vreau cașcaval, că e mai bun cu cașcaval. Ia uite așa mănâncă Alina. Mai vrei cașcaval? Știți că am zis că încep să filmez din nou de pe întâi, așa am și făcut. Albina, da. Vrei și o bucățică așa de cașcaval? Hai să văd cum e. Să-și carne. E bun. Prietenă, o să mai revin când ieșim afară. Prietene, am scos-o pe Albina în parc aici. Iată ce frumos se vede acolo cu zăpadă în spate. Dar... nu e nimeni în parc, este frig. Sunt doar doi copilași mici care nu-i cunoaștem. Țin să cred că eu cu Alina, când ieșim în oraș, în parc trebuie să ieșim ca fetele. Că să mai joace, ia uitați cum se chinuie să se urce pe acela. Deja e prea mare. Și cum te mai dai jos, că funiile sunt rupte? Hai, mami! Nu știu cum te dai jos, trebuie să te dai pe aia, dar e ruptă... cum prinde? Da, bine, nisip. Trebuie să te întorci acum. Hai, vino la mine. Nu, că mi-am dat de asta. Hai, agață-te. Ce mari sunt pantaloni de tine. Trebuia să iei pantalonii tăi de training. Aici o să stau și eu. Stai să te ajut. Dar cum se făcea? Hai. Aha, nu putem. Cred că s-a înțepenit. Nu, că merge, dar eu. Nu, că așa trebuie să fac. Ia, hai să începem așa. Stai să opresc eu. Hai. Ce greu e. Mai bine mă dau jos. Hai. Eu înghiță mâinile. Ia ține tu să te împingi. Tu pe mine. Aha, gata, 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 că m-am amețit. Credeai că m-ai prins și tu. Prieteni, noi suntem aici, la București. Noi două și fratele meu. Tata e la Timișoara. Mama acasă. Ți-e somn? Mergem să dormim, că și mie mi-e somn. Nu ți-e somn? Iar pică pantaloni de pe ea. Oricum aș fi slăbit. Da. Acum ne mai jucăm și noi, prieteni, și revenim de la... din cameră. Gata, prieteni, am spus că revenim de acasă.
Am fost la magazin, am luat pentru Alina niște 1 euro. Pentru mine e lichid de grâu, semințe și copșuni. Să spăl pentru Alina și după o să pun la masă, să mai discutăm. Ce zici, mami? Ai pus mătura în baie? Da, asta că vreau să fac o poză la suc. Altă poză. Da, mă, deci mă doare burta. Păi, de la ce? Păi nu știu. Ia și sucura aia de apă, te rog. Nu vii să mănânci? Ia uite-ți, prieteni, ce bine arată. Stai să-și pune acolo și pune stopă de telefonul meu. Vină tu și faci. Vină tu aici, dacă îți place. Am hanoracul ăsta, așa hanorac, ce larg, mare. Și vii și tu aici, da? Să trebuie. Lasă Roblox-ul. Prieteni, voiam să șterge camera. Voiam să vă întreb pe dumneavoastră dacă este ok așa. Eu am fost unde am fost cu mătușa mea și cu unchiul. Mulți dintre dumneavoastră au apucat să vadă acel vlog. Am văzut câteva comentarii că domne, nu știu ce, nu știu cum. Bun, acolo nu a fost o laudă sau ceva. Am vrut să împărtășesc și eu cu dumneavoastră că am fost acolo și chiar mi s-au îndeplinit dorințele. Pentru că într-o săptămână care mi-am pus în cap și mi-am dorit să ajung. Am ajuns, am mai postat un vlog de câteva minute. Tot așa să vadă, pentru că multe doamne, mulți oameni au probleme și... Că nu este om fără probleme. Așa da. Și noi. Și am vrut să merg... Du-te la baie. Că am vrut să arăt... Pentru că na. Ca un fel... Cine dorește și cine are probleme să aibă rezolvarea acolo unde am fost și eu. Dar dacă am picat prost cu asta, eu îmi cer scuze. O doamnă mi-a lăsat un comentariu, zice că... nu trebuia să șterg acel vlog. Alți oameni mi-au scris că de ce am postat acel vlog, că m-am dus să mă rog și că nu o să mi se îndeplinească dacă eu am postat acel vlog. Nu știu cum să o mai dau și ce să mai zic. Dar aia e. De făcut vloguri, nu știu dacă o să mai continui să mai fac vlog. Da, după urma dumneavoastră câștigăm bani și nu ne trezim la 7 să mergem la muncă sau muncim să dăm cu sapa sau alte lucruri. Dar nu știu ce să zic, pentru că și să stai să suporti toate jignirile lumii, iar nu pică bine... să nu filmezi, de ce nu filmezi unde ești, o doamnă a spus, de ce nu mai filmezi, te ascunzi tu cât te-ai ascunde, dar ceva legat, nu vreau să mint, cum ar fi că eu stau ascunsă să nu se afle că sunt măritată sau că am plecat în Anglia. Nu, sunt la București și nu m-am măritat și v-am spus că nu o să mă mărit, scuză-mă, până când fetița mea nu va fi bine acolo unde mi-am dorit. Pentru că am văzut atunci când îmi doresc ceva cu adevărat, se îndeplinește când nu m-am așteptat. Deci chiar nu mă așteptam, nu mai vreau mâncat una, mulțumesc. Ok. Nu mă așteptam să ajung. Pentru mine a fost un vis îndeplinit.
Pentru alții au luat-o un nume că m-aș lăuda. Nu. De aceea am decis să șterg acel vlog. Și am stat retrasă și nu am mai făcut vloguri. Pentru că, nu știu, și pentru niște bani să stau să suport atâtea și ce rost are. Eu trăiam și înainte de vlog și fără bani. Adică, cum să vă spun, eu sunt învățată și cu sărăcia și cu bogăția. Bună! Eu am fost un copil crescut în bogăție, așa cum a fost ea. Am crescut mare și când aveam nevoie și când trebuia să apreciez banii, nu i-am mai avut. Așa că așa este viața, astăzi ai, mâine nu ai. Când ai nevoie, nu ai, când nu-ți trebuiesc, ai. Și așa am învățat-o și pe Alina. Nu trebuie să dispere, nu trebuie să facă nu știu ce, când rămânem fără. Nu avem și nu avem. Vedem noi ce facem și ne descurcăm. De foame nu mor, dar nici banii nu mă scot afară din casă. Așa că aș vrea de la dumneavoastră. Știți că eu postam și pe canalul tatălui meu și, în mare parte, banii care îi încasa tata, tot eu cu Alina cheltuiam. Nu tata. Acum nu știu ce să fac. Că nu am eu canalul meu. Bun. Multă lume spune că de ce nu am canalul meu. Că am pus stăpânire pe canalul Alinei. Să filmez și eu pe al meu separat. Când eu zi de zi sunt cu fetița. Noi ne trezim și dormim împreună. Suntem 24 din 24. Doar când mergem la școală ne despărțim. Atât. În rest nimic. Dacă eram o disperată de bani, dacă eram o, nu știu cum să vă explic, făceam numai vloguri, circ, scandal, dacă era să urmăresc nu știu ce, să știți că au fost multe faze care nu am vrut să discut despre ele și n-am vrut să intru în subiecte. Dar să vă spun că acum mai nou se fac glume pe seama copilului meu. Ce? Știi tu despre ce e vorba. Se fac glume despre copilul meu. Dar ce aș vrea să spun pentru oamenii ăștia care cândva au râs de mine că am fost părăsită de fostul soț. Au râs cât au râs de mine cu faza asta, dar după au fost și ei părăsiți și abandonați și umiliți și făcuți varză. Eu măcar m-am certat ce am făcut toate cele în familie. Am plecat. Mi-am făcut bagajul și am plecat. Eu n-am fost părăsită. Dar nu vă luați și de copilul meu și să faceți mișto pe seama lui, pentru că este un copil, da? Care doar eu știu cum l-am crescut. Voi aveți grijă de copiii voștri, pentru că să stai și să râzi și să faci glume pe seama unui copil, când tu nici măcar nu ești în stare de a-i tăi. Nu cred că este corect. Da, mamă? Nu mai zic asta. Nu mai zic. Dar atât spun. Alina îmi spune gata pentru că știe foarte bine cine a făcut glume proaste pe seama ei. Și dacă ar fi așa cum se fac glumele astea, eu nu am cerut să fac nimic. Nimic. Puteam. Am accesul, am intrare, am porți deschise. După atât circ și scandal, dar nu am vrut eu. Am vrut să stau cât se poate de departe, să nu mă implic, da? Mici discuții s-au creat din cauza unora. De am ajuns cum am ajuns, dar nu am ieșit pe vlog să vorbesc, nu am jignit pe nimeni, cu toate că am fost foarte supărată și știu foarte bine că eu am picat prost. Da? În toată afacerea asta.
Și acum să vă treziți voi să vorbiți la adresa copilului meu, când voi nu sunteți în stare să vă țineți copiii și să aveți grijă de ei și să vă potoliți copiii să nu mai vorbească ce nu trebuie, rușine să vă fie. Copilul meu este educat, nu-i lipsește nimic, are și mama, are și tată, primește și din partea unuia și tatăl ei când are primește, când nu are nu primește, așa că copilul meu am grijă de el și îl țin din scurt și atunci când greșește să știți că știe și de frică și de rușine. Eu cred că așa este normal. Legat de vloguri, să mai fac, să nu mai fac, îmi lăsați dumneavoastră în comentarii. După cum știți, Alina a crescut sub ochii dumneavoastră de acum 2 ani, să zic așa, 2 ani, 3 ani. Că ați mai văzut-o și la bunicul ei, că el a fost primul. Dacă o să stau așa cu spatele drept, o să fiu cu tine, dacă stau așa nu. Păi să uite, sunt cocoșată. Și Alina, da, ia uitați, când vă amintiți dumneavoastră de anumite vloguri, ia ridică-te, vin acolo. Stai să ridic pantalonii pe mine, că sunt cam mare. Aș vrea să vedeți cât este Albina. Bine, tu ai și pantofi. Nu am pantofi, nu sunt cu, nu sunt cu alți. Ce? O vedeți, prieteni, și știți că era atât. Așa, ridică de pantaloni. Uite să-ți iei pantaloni de trening. Aici am ciocolată. Deci, cred că copilul meu este destul de educat și cu capul pe umeri. Prieteni, vă mulțumesc din tot sufletul și aștept multe comentarii, dacă să mai filmez sau nu. Și o să țin cont de părerea dumneavoastră. Pentru că atunci când țin cont de părerea dumneavoastră, gândesc că este un respect din partea mea pentru dumneavoastră, că din cauza urmăritorilor ne permitem să avem și pe masă, să ne permitem și figuri. Vă pup, prieteni!